Pace, metanoia, bună dimineața! Fiți binecuvântați, haideți să ne ridicăm în picioare un pic, ne așezăm, după aia să facem un pic de gimnastică. Dați mâna cu cel din stânga și din dreapta, spuneți-i un bine ai venit, bine te-am revăzut. Noi ne-am mai salutat în dimineața asta. Dacă toți suntem în picioare în dimineața asta, haideți să ne liniștim, că o să avem un pic de timp cu ajutorul Domnului la sfârșit să mai socializăm. Aș vrea acum în dimineața asta să vă rog pe cei care sunteți familii aici, soț, soție, chiar dacă nu sunteți obișnuiți să stați lângă soția dumneavoastră sau lângă soțul dumneavoastră, în dimineața asta v-aș ruga să faceți o excepție de la regula asta și să stați unii lângă alții. Așa că hai să ne grupăm sau să ne regrupăm sau să rămânem grupați pentru o duminică de har. Amin. Mă urmăriți? Auziți ce spun? Sau? Ok, că eu nu-mi dau seama că mă urmăriți. Hristos a înviat! Fiți binecuvântați, dragilor! Vă bucurați de căldura de afară, de soarele care strălucește? De când așteptați vara asta, zilele astea? Ieri a fost prima zi adevărată de vară. Hristos a și înălțat, spune Dani. Slăvit să fie Domnul! Ocupați locurile, da, ocupați locurile că începe prima predică. Pregătiți-vă batistele. O duminică în care din nou vom avea mai multe mesaje, o duminică în care ne vom bucura de prezența Domnului sau ne bucurăm deja de prezența Domnului în mijlocul nostru. Ceea ce ne adună aici împreună este dragostea noastră de Dumnezeu. Ceea ce ne-a dat putere să venim în dimineața asta și să fim aici este harul Domnului. Binecuvântat să fie Domnul pentru grija pe care ne-o poartă fiecare dintre noi. Ceea ce își dorește Domnul de la mine și de la fiecare dintre noi în dimineața asta este o inimă smerită. Ceea ce vrem noi să fim ca metanoia este o biserică transformată, o comunitate de oameni care să-L iubească pe Dumnezeu, care să se îmbibe cu El și care să reverse binecuvântarea lor peste cei din jurul lor. Ceea ce își dorește Domnul de la noi este să-L iubim pe El cu toată inima noastră și pe aproapele nostru ca pe noi înșine sau chiar mai mult. Ceea ce vrea Domnul de la noi este să avem roada Duhului în noi din plin. Ceea ce vrea Domnul de la mine și de la fiecare dintre noi este să fim gata să murim pentru cel de lângă noi, pentru soțul nostru, pentru soția noastră, pentru familia din care facem parte, familia Metanoia. Să ne iubim atât de mult încât să nu precupețim niciun efort în a arăta dragostea lui Dumnezeu în noi, pentru cel de lângă noi. Suntem în mijlocul sau către finalul studiului, înainte de vacanță. Unii dintre noi mergem pe cursul de căsătorie sau să vedem cum ne putem zidi o căsnicie sănătoasă, care să dureze toată viața. Alții dintre noi studiem sau studiați cartea Rut în a vedea cum să-ți iubești nora, cum să-ți iubești copiii, cum să-ți iubești socrii, cum să-ți iubești părinții. Peste tot e nevoie de dragoste, de iubire.
indiferent ce facem, dacă nu plecăm de la lucru că am fost, de la premiza și de la acest adevăr că suntem iubiți de Dumnezeu și am fost iertați de El, n-avem startul pregătit. Doar conștienți că suntem păcătoși și că am fost iertați fără să merităm, putem intra în căsnicie, putem intra în această relație de dragoste, de părtășie unii cu alții. Domnul Iisus ne spune în Matei 22, versetul 37, spune așa, răspunde, Iisus a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, la fel de mare, la fel de întâi, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci este cuprinsă toată legea și prorocii. Întrebarea mea în dimineața asta, înainte de a începe să-i aducem laude, înainte de a începe să-L glorificăm pe Domnul, înainte de a ne pune inima, de a ne aduce inima înaintea Lui, să fim cercetați de Duhul Lui, să fim curățiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Întrebarea mea este, L-ai întâlnit pe Dumnezeu? Te-ai lăsat curățat de sângele Domnului Iisus Hristos? Ai o relație personală cu El? Dacă o ai, hai să o evaluăm în dimineața asta. Aș vrea să fie o dimineață a cercetării, să fie o dimineață în care ne închinăm înaintea Domnului și vom avea un timp de rugăciune, un timp de rugăciune personală, un timp de rugăciune pentru noi. După care, la timpul de familie, vom mai avea un timp de rugăciune pentru familia Metanoia. Vreau în dimineața asta să vedem unde suntem. Unde sunt eu? Unde ești tu? Cât de mult ne iubim unii pe alții? Cât de mult ne-a transformat Dumnezeu? Și vreau să vă spun ceva. Dumnezeu e prezent aici și prin puterea Duhului Său cel Sfânt, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, își dorește să mă transforme și să ne transforme în continuare. E nevoie de o biserică transformată, de creștini autentici, care să trăiască 24 din 24, 7 zile din 7 pentru Hristos. Vă doriți lucrul ăsta? Vreți să fim transformați? Vrem să fim binecuvântați? Vrem și vreți ca puterea Duhului lui Dumnezeu să lucreze în fiecare dintre noi, să ne umple de acea bucurie a mântuirii? Amin. Haideți să cerem ajutorul Lui, haideți să ne ridicăm, să ne pregătim inimile pentru închinare. Doamne, în prezența Ta stăm și venim înaintea Ta plecați, recunoscându-ne, Doamne, starea de păcat, rugându-Te încă o dată ca prin sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățești. Doamne, îți mulțumim pentru că prin harul Tău suntem aici. Fii binecuvântat, Domnul nostru, fii glorificat. Doamne, vrem să ne umpli de putere, vrem să ne umpli de acea bucurie a mântuirii. Vrem ca fețele noastre, inimile noastre, familiile noastre să fie pline de dragoste, pline de iubire. Umple-ne Tu, Doamne, alungă din noi orice frică, orice deznădejde și, Doamne, umple-ne de bucurie a mântuirii. Vrem să fim încrezători în Tine. Doamne, Te iubim pe Tine, suntem cei mai bogați oameni. Te slăvim pe Tine, Domnul nostru, ne închinăm înaintea Ta și numele Tău lăudăm. Fii binecuvântat, Tu ești Domnul nostru, ești Dumnezeul nostru. Numele Tău, Doamne, vreau să fie peste fiecare dintre noi și sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească. Fii binecuvântat, Tată scump, Tu ești Domnul nostru. Glorie Ție, slavă Ție, Tată scump. Amin. Ești pe veci mântuitor.
ești cel ce pe mare a umblat. Tu ești cel ce din morți a înviat. Numai tu ești așa de minunat. Numai tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca tine, Iisus, nu-i nimeni. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Declarăm numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria ta. Gloria ta. Tu ești cel ce existi din veșnicii. Tu ești cel ce în veci va domni. Numai tu ești al meu creator. Numai tu ești pe veci mântuitor. Tu ești cel ce pe mare a umblat. Tu ești cel ce din morți a înviat. Numai tu ești așa de minunat. Numai tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci numele tău. Numele tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria ta. Domnul este drept în toate căile sale și îndurător în toate faptele sale. Domnul este aproape de toți cei ce-l cheamă, de toți cei ce-l cheamă în adevăr. El împlinește dorința celor ce se tem de el. Aude strigătul lor după ajutor și izbăvește. Domnul îi păzește pe toți cei ce-l iubesc, dar nimicește pe toți cei răi. Gura mea va rosti lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze numele Lui cel Sfânt. Nimeni nu-i ca El, metanoia. Nimeni nu-i ca Dumnezeul nostru. Haideți să cântăm atât împreună, să declarăm peste viața noastră, peste România, peste pământul ăsta, că nimeni nu-i ca Dumnezeul nostru. Nimeni nu-i atât de puternic ca Dumnezeul nostru și atât de iubitor ca Dumnezeul nostru. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus. Nimeni nu-i ca tine, Iisus.
lumina ta. Cum să mă tem? Dușmanul l-ai zdrobit, e sub picioare învins. Mi-ești sabie și mi-ești scut, chiar în necaz de lupt. Cum să mă tem? Știu cine mă conduce și e de partea mea. Armate întregi de îngeri stau sub comanda sa. Cel ce îmi e prieten domnește-n veci pe tron. El e mereu cu mine, Domnul oștirilor. Tu ești tăria mea, doar tu mă poți salva. Ești izbăvirea mea, victoria e a ta. Cum să mă tem? Cum să mă tem? Știu cine mă conduce și e de parte. Care-i chestia faină, că fiecare suflet din sala asta contează în ochii lui Dumnezeu. Pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne iubește extrem de mult. A lăsat cerul, a lăsat slava, s-a lăsat și pe sine ca să ne aibă pe noi. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin. Inima noastră are nevoie să audă asta. Inima noastră are nevoie să audă că Dumnezeu ne iubește. Pentru că fără El am fi nimica, fără El am fi pierduți. El este păstorul cel bun care ne-a găsit. Sângele ne-a curățit, sângele ne-a dat viață.
Haideți să ne îndreptăm privirea spre Golgota și spre jertfa Lui. Și să ne liniștim gândurile și inimile și să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească. Sângele tău m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mea. Yeah.
mă dăruiesc cu tot ce sunt. Haideți să ne cercetăm inimile noastre și viețile noastre. Haideți să mai cântăm încă o dată refrenul ăsta, după care aș vrea ca întreaga comunitate să venim în rugăciune înaintea Domnului, în duhurile noastre. Aș vrea să ne rugăm fiecare, aș vrea să ne cercetăm fiecare, aș vrea să cerem curățirea vieților noastre, aș vrea să-i declarăm Domnului că Lui îi aparținem. Și după câteva momente de rugăciune pe care le vom avea fiecare pentru noi de cercetare, aș vrea cei care sunt îndemnați de Duhul Domnului să vină în rugăciune cu voce tare. Haideți să cântăm încă o dată. Iisus, eu mă cred în Tine. Iisus, Ție ți-aparțin. Pentru Tine eu trăiesc, pe deplin mă dăruiesc. Mea și te rog să ne cercetezi și să ne vorbești fiecăruia, Doamne, să ne ajut să înțelegem ceea ce vrei să ne spui fiecare. Vorbește-ne Tu, Doamne, ai milă de noi, dă-ne putere să ne pocăim și, așa cum spune cuvântul, să ne mărturisim păcatele unii altora ca să ne putem ruga, ca să fim iertați, Doamne, pentru că spui că mare este puterea rugăciunii celui neprihănit. Doamne, dă-ne putere să ne pocăim fiecare și să avem un om cu care să stăm de vorbă înaintea Ta și să dăm totul afară ca să nu ne împovărăse nimic. Amin. Cuvântăm în dimineața asta, dar știm, Doamne Tată, că ești de temut pentru cei ce nu cred în Tine, care te ocărăsc, Doamne, te vorbesc de rău. Dar credem, Doamne, că ne-ai dat o teamă sfântă, să credem în Tine, să umblăm în lumina cuvântului Tău, să umblăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, în această dimineață, toarnă Tu, Doamne, ungerea Duhului Tău cel Sfânt peste fiecare suflet, Doamne, care a pășit pragul acestui loc. Umple, Doamne, cu prezența Duhului Tău cel Sfânt inimile și sufletele noastre, ca să căutăm fața Ta, Doamne, că ești vrednic de toată lauda, de toată măreția. Tată, îți mulțumesc pentru că avem motive să-ți mulțumim că suntem în viață, suntem sănătoși, Doamne, nu suntem într-un spital, nu suntem într-un căruț cu rotile, nu suntem orbi, nu suntem șchiopi, Doamne, Tată, nu suntem ologi. Îți mulțumesc, Doamne, te mai rog în numele Domnului Iisus în această dimineață, să Te atingi, Doamne, de trupurile care trec prin suferință trupească. Doamne, întinde mâna Ta cea sfântă și binecuvântată. Doamne, așa cum s-a citit cuvântul, Doamne Tată, prin rănile Tale, Doamne, noi am fost tămăduiți. Doamne, ai luat asupra Ta toate bolile noastre. Te laud și Te binecuvânt. Doamne, întărește credința noastră. Așa e, Doamne, că a fost turnat odată pentru totdeauna credința în inimile noastre. Doamne, fă-o roditoare. Îți mulțumesc, Doamne, și pentru copiii noștri, Doamne Tată, care sunt în examene. Sfințește-i Tu pe fiecare. Ocrotește-i ca lumina Duhului Tău cel Sfânt să strălucească peste ei. Iar cât despre lucrarea din această dimineață, din locul acesta, Doamne, dă o ungere pe mai departe. Ca Tu, Doamne, să fii glorificat și proslăvit în toate. Așa cum ai fost înălțat, Doamne, pentru noi, așa vrem să Te înălțăm și noi, Doamne, prin cântări.
te lau și te binecuvânt, Doamne, că ne-ai ales din lumea asta și ne-ai făcut copiii Tăi. Și pentru toate acestea, în numele Domnului Iisus, îți mulțumesc. Amin. Amin. Mulțumim pentru dragostea Ta care ne schimbă, pentru dragostea Ta, Doamne, care ne dă capacitatea mai departe să iubim, dragostea e sacrificiu și, Doamne, recunoaștem că noi înșine, Doamne, n-am putea să ne sacrificăm sau să facem lucruri altruiste sau în dragoste, Doamne, dacă n-am înțelegit dragostea Ta, Doamne, și mă rog ca Tu să ne adâncești în dragostea Ta, Doamne, și în felul ăsta, Doamne, să avem capacitatea și puterea, Doamne, să trăim așa cum a trăit Iisus, să iubim așa cum ne chem Tu și să facem diferența asta, în lumea asta, pentru gloria Ta. Doamne, dă-ne har și vorbește-ne. Amin. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, îți mulțumesc că ai mers la moarte și pentru mine. Te lau și îți mulțumesc că ai trecut prin suferință și pentru mine. Și, Doamne, Eu Ți aparțin și aș vrea să fiu gata în fiecare zi să trec chiar și prin suferință, să trec prin sacrificiu și, Doamne, aș vrea ca împreună cu slujirea pe care mi-ai dat-o, cu familia pe care mi-ai dat-o, energia, sănătatea, puterea mea, toate, Doamne, să-Ți aparțină Ție zi de zi. Și Te rog frumos, Doamne, pentru fiecare dintre noi care suntem în acest loc, ajută-ne, Doamne, ca această declarație să fie reală și mâine și până în veci de veci. Amin. Pentru interesul meu și pentru binele meu și pentru ceea ce am considerat eu că e cel mai bine pentru mine și cei apropiați ai mei. Doamne, încă o dată vreau să-Ți cer să mă ierți și, Doamne, vreau să Te rog să îmi dai puterea să trăiesc pentru Tine mai mult, să renunț la lucrurile care sunt pline de egoismul meu și de interesul meu și să privesc mai degrabă cât de frumoasă-i împărăția Ta și cât de frumoase sunt oamenii care Tu ai câștigat pentru Tine. Doamne, Te rog, Doamne, să-mi transform inima în fiecare zi, să mă ajut să fiu smerit înaintea Ta și să pun tot ceea ce Tu mi-ai dat, să pun înaintea Ta și să fie spre slava Ta. Doamne, înțelepțește-ne să știm cum într-o lume care se degradează, să știm cum să ne trăim viețile pentru Tine și de dragul Tău și pentru împărăția Ta și pentru gloria Ta. Amin. Și în același timp onorat să pot să spun împreună cu biserica Ta că și eu îți aparțin Ție. Tu m-ai răscumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, ai spălat vina păcatelor mele. Mulțumesc frumos, Bunule Părinte, și dacă există un singur suflet aici care încă n-are această credință, Doamne, Te rog să-l cercetezi astăzi, să-l binecuvintezi, Doamne, cu dorința de a se pocăi, de a se întoarce la Tine cu toată puterea și din toată inima lui. Dar Te rog asta, Doamne, pentru toți cei dragi din casele noastre, din familiile noastre. Ba mai mult, îndrăznesc să merg mai departe, Doamne, și Te rog să privești cu milă și îndurare spre poporul român, spre țara aceasta. Vindecă, Doamne, pocăiește și mântuiește poporul acesta. Îndură-Te, Părinte drag, și de Israel. Și numele Tău, Doamne, vrem să fie glorificat în cer și pe pământ în veci de veci. Amin. Amin. Tatăl nostru cel ceresc, cel sfânt, drept și bun, Doamne, ne plecăm înaintea Ta cu recunoștință și cu mulțumire pentru că ești Domnul oricărei mângâieri, oricărei păci și vindecări, oricărei ocrotiri, Doamne. Acum, Doamne, ne rugăm Ție și mijlocim înaintea Ta pentru toți cei absenți, pentru surorile care nu sunt aici, pentru frații care nu sunt aici, pentru suferințele lor, Doamne, pentru bolile lor pe care Tu le-ai purtat și le porți. Doamne, cerem și Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, fie peste ei mângâierea Ta, pacea Ta, nădejdea slavei, Doamne, și a vieții veșnice, Tu, Doamne, în ei. Doamne, știu că Te-și doresc să fie prezent aici și prezenți aici. Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să ionească cu noi acum,
chiar dacă suntem despărțiți fizic, suntem uniți în Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, Te rugăm frumos și zilele care urmează, fie, Doamne, nădejdea și mângherea și pacea Ta peste surorile noastre, în mod deosebit, pentru cele bolnave foarte tare, Doamne. Doamne, dă-le acea nădejde a întâlnirii cu Tine, Doamne, și ajută-le, Doamne, să suporte suferințele cu demnitate și cu curaj. În numele Domnului Iisus Hristos Te-am rugat. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Terminar alergarea voastră.
Așa să fie. Când se va termina alergarea, să putem să spunem privindu-L în ochi pe Domnul, sunt al Tău. Și El să spună fiecăruia dintre noi, vino, rob bun și credincios, să moștenești viața veșnică împreună cu mine. Amin. Haideți să continuăm timpul de familie. Haideți să rămânem în același duh de cercetare și de mijlocire. Și pentru că în perioada asta familia Metanoia trece și prin emoții, prin frământări, prin examene, aș vrea în dimineața asta să îi rog pe toți cei ce își doresc să mijlocească pentru copiilor, pentru cei dragi ai lor care au examene și avem cei de la clasa 4-a, cei de la clasa 8-a, cei cu bacaloriatul, să invit să vină aici în față și aș vrea să nu vă rușinați. Haideți aici și haideți să avem momente de mijlocire pentru copiii noștri, pentru cei care au examene de orice fel. Vă invit să veniți, părinți, bunici, frați, surori, cei care vreți să vă rugați pentru cineva care are examen, veniți aici. Eu sunt primul care sunt aici. Carmen, te invit și pe tine, da, dacă vrei să vii aici. Hai. Sparge gheața la 32 de grade, te rog. Haideți, cine mai are? Credeam că sunt mai mulți, nu știu de ce. Sau mai mulți cu emoții. Și studenții, da, nu contează, cei care au examene, pentru toți pruncii noștri, pentru toți tinerii bisericii. Și aș vrea să ne rugăm nu doar astăzi pentru ei, ci aș vrea să continuăm să mijlocim pentru ei în perioada în care urmează. În primul rând pentru examenele lor și apoi pentru examenul vieții, acela de a-L găsi, de a-L accepta și de a-L primi pe Domnul ca mântuitor al lor personal. Încep cu surorile și o să le las pe ele să se roage și apoi ne rugăm și noi. Doamne, Tată, venim înaintea Ta în dimineața asta și să-Ți mulțumim pentru ocazia asta care o avem, să stăm înaintea Ta pentru copiii noștri. Doamne, Te rugăm să Te înduri de ei, Doamne, fiecare acolo unde este în examenele care le au sau îi așteaptă, Doamne, dă-le înțelepciune să poată învăța, ajută-le să fie responsabil, să-și facă partea lor, Doamne, cu credincioșie și cu credință că Tu vei face diferența și le vei da aducere aminte a tot ceea ce au învățat. Ajută-le, Doamne, să fie cap și nu coadă, fă-i să fie o mărturie între colegilor prin demnitatea pe care o au, prin responsabilitatea care o au, nu-i lăsa să copieze, ajută să considere lucrul ăsta ca o lipsă de caracter și, Doamne, ajută prin felul ăsta să poată să facă o diferență acolo unde i-ai pus. Doamne, Te rog pentru fiecare din ei, descopere-te într-un mod unic, ajută-le, Doamne, să Te cunoască, să Te experimenteze și prin examene și prin viața lor, ajută-le să Te caute din toată inima și ajută-le să aibă o relație personală cu Tine și fii Tu cu ei în drumul lor prin viață. Îți mulțumim. Amin. Tată drag, vreau să-Ți mulțumesc că putem să venim înaintea Ta așa cum suntem și, Doamne, mărturisim că fără Tine am fi nimic. Mulțumim că la Tine este toată puterea în cer și pe pământ și mulțumim că ne-ai făcut-o și nouă disponibilă. Doamne, în aceste momente venim înaintea Ta cu copiii pe care ne-ai dat și cerem binecuvântarea Ta și protecția Ta peste ei. Doamne, pe fiecare în parte, de la cel mai mic până la cel mai mare, ne rugăm ca să fie alături de ei în examenele care îi așteaptă. În mod deosebit, mă rog pentru inima lor, Doamne, indiferent de rezultatele la examen, Doamne, mă rog să ai grijă de ei, de inima lor, să-i ajut să rămână strâns și lipiți de Tine, Doamne. Ajută-i să Te caute și să Te găsească în cele mai mărunte lucruri și în examenele prin care trec.
Doamne, în mod deosebit mă rog pentru Tudor în aceste momente și mă rog ca Tu să fii cu el, Tu să ai grijă de el, de sufletul lui, de mintea lui și de inima lui. Mulțumesc pentru Raul și îți mulțumesc pentru Nicol și mulțumesc că suntem în mâna Ta. Fii slăvit pentru toate. Amin. Doamne, Tată din cer, în primul rând îți mulțumesc pentru că prin Iisus Hristos putem veni înaintea Ta și prin El avem toate lucrurile. Îți mulțumesc pentru copiii pe care ni i-ai dat. Îți mulțumesc pentru binecuvântările pe care ni le-ai dat prin ei și pentru încercările pe care ni le-ai dat, pentru că ne apropie de Tine, Doamne. Îți mulțumesc pentru răspunsul la atâtea rugăciuni, Doamne, în care am văzut puterea și slava Ta și ajutorul Tău și faptul că ne porți pe brațe. Doamne, ești sprijinul nostru și astăzi vreau să Te rog să câștigi inima copiilor noștri pentru Tine. Lipește, Doamne, inima lor de Tine. Leagă-i, Doamne, cu lanțuri ce nu pot fi rupte de Tine. Fă-i să Te vadă în cel mai mic lucru din viața lor. Doamne, Te rog să le dai înțelepciunea să se întoarcă cu putere și cu credință la Tine atunci când sunt în încercări, în examene, Doamne. Te rog să-i faci biruitori. Doamne, Te rog, Doamne, să fii lumină acolo în viața lor și pe ei, Doamne, să-i faci lumină prin Tine. Te rog, Doamne, să-i ajuți să poată reda la examene tot ce au învățat. Doamne, Te rog să-i faci să calce cu pașii lor cărări drepte, Doamne, și să fie, Doamne, modele pentru cei din clasa lor, pentru colegii lor. Te rog, Dumnezeul meu, să-i faci de nota 10 pentru împărăția Ta. Te rog, Doamne, să-i păzești și mâna Ta ocrotitoare să fie peste ei. Toată slava, gloria și mărirea Ți-o aduc Ție. Amin. Mulțumesc, Tată bun, pentru dragostea pe care Ți-ai arătat-o și mulțumesc, Doamne, că ne-ai dat copii și nepoți. Îți mulțumesc în primul rând pentru Andreea. Doamne, este un copil binecuvântat de Tine, Doamne. Mulțumim că din tinerețe Te-a ales și viața ei a fost așa de diferită față de viața noastră. Te rog să o binecuvintezi, Doamne, acolo unde este și, Doamne, Îți mulțumesc pentru nepoți care sunt bucuria bunicilor. Doamne, atâtea bucurii și atâtea binecuvântări ne-ai dat prin ei, Doamne. Sunt așa de mulțumitoare pentru ceea ce ai lucrat în viața lui David, în primul rând. Și nădăjduim că vei lucra și în viața Ioanei. Te binecuvântez, Doamne, și vreau să Te rog pentru David, care săptămâna următoare va avea multe examene grele, Doamne, îl încredințez în mâna Ta, Doamne, și Te rog să îi luminezi Tu mintea și fața Ta să lumineze peste el, Doamne, că atunci când va fi în fața hârtiei, Doamne, să poată să scrie ceea ce are de răspuns la acele probleme grele, Doamne. Știu că poți face lucruri mari, mai mari decât Îți cerem noi, Doamne. Îi încredințez pe ei în mâinile Tale și pe toți nepoții și copiii fraților mei din biserica noastră. Te rog pe toți să-i binecuvintezi și înainte de toate, Doamne, să le vorbești, să-i atragi la Tine, Doamne, pentru că e cel mai mare lucru din viețile lor. Îți mulțumesc încă o dată și Te binecuvântez pentru tot ce ai făcut în viața noastră. În numele Domnului Iisus. Amin. Doamne Dumnezeule, Tată drag, Te laud, Doamne, pentru că ești mare, drept și bun. Îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru noi, Doamne, și așa cum ai spus în Scriptură, cu smerenie venim și cu cereri în fața Ta, Doamne, și astăzi cererile noastre se referă la copiii și nepoții noștri, la cei care sunt la școală, cei care trec prin încercări. Doamne, Te rog să-i păzești de mediul în care se află, în primul rând, Doamne, de toate tentațiile care sunt, de exemplul rău, Doamne, care îl văd în jurul lor în fiecare zi și Te rog să Te atingi de ei, Te rog să le dai putere, să le dai înțelepciune, Doamne, și Te rog să le vorbești. Te rog să le arăți dragostea Ta, Doamne, și să-i înveți să-ți răspundă la fel, Doamne. Și poartă-i, Te rog, în căușul palmei Tale în această încercare, Doamne, și ajută-i să se întoarcă cu bine acasă, Doamne. Îți mulțumesc, Tată drag, pentru tot și pentru toate, în numele Domnului Iisus. Amin.
Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru prietenii mei mai tineri de aici din Metanoia, Doamne, care încă sunt studenți sau elevi de liceu. Doamne, în primul rând mă rog pentru cei care au licență în săptămânile care urmează, te rog să le dai putere și înțelepciune. Te rog, Doamne, să alungi emoțiile și, mai presus decât orice, te rog să-i ajut să înțeleagă care e voia ta cu privire la viitorul lor, Doamne. Te rog să le deschizi uși, să le deschizi uși spre locuri de muncă, Doamne, unde să lucreze alături de oameni cinstiți, oameni drepți, care să te iubească pe tine și care să-i ajute să crească și pe latura aceasta profesională. Doamne, te rog să le dai izbândă. Mă rog și pentru cei care au examene, care sunt în sesiune, Doamne, dă-le putere, Doamne, și răbdare și în ciuda căldurii de afară, Doamne, ajută-i să-și facă partea și Tu vei fi credincios, Doamne, ajută-i să învețe cu inimă, cu dedicare, Doamne, și așa cum s-a spus, să fie cap și nu coadă. Mă rog, Doamne Iisuse, și pentru cei care au bacaloreatul și te rog, poate pentru ei emoțiile sunt cele mai mari, te rog să Tu să alungi emoțiile. Te rog să le dai putere să învețe, Doamne. Te rog să le dai putere să fie cinstiți și drepți și să nu aleagă căile ușoare, Doamne, ale compromisului, Doamne. Te rog să-i ajuți și să le dai biruință. Și te rog pentru aceia care încă poate nu sunt hotărâți unde să meargă la facultate, te rog, dă-le pricepere și înțelepciune și deschide-le Tu ușile potrivite. Și mă rog și pentru cei care sunt clasa 8-a, Doamne, te rog să-i ajuți, Doamne, să le dai izbândă, să le deschizi uși spre un liceu bun, unde să poată să crească și să învețe, Doamne, carte. Și pentru cei mai mici, Doamne, te rog să-i însoțești, Doamne, în examenele lor de clasa 4-a spre a 5-a. Dar, Doamne Iisuse, cel mai mult ne dorim pentru ei ca să-și lege inima de Tine. Amin. Și pentru că mulți dintre tineri sunt încă indeciși sau poate au îndoieli sau poate își găsesc scuze, Doamne, în fața adevărului Tău, te rog să-i convingi cu frumusețea prezenței Tale și să-i ajuți să-și lege inima ireversibil de Tine, Doamne. Mă rog în numele Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Și eu, Doamne, împreună cu întreaga adunare, venim înaintea Ta să Te rugăm să-i păzești din punct de vedere emoțional, Doamne. Să-i păzești din punct de vedere spiritual și am vrea ca mâna Ta și protecția Ta și îngerii Tăi să fie în jurul lor. Păzește-i de, așa cum spunea și Dan, de anturajul rău care îi poate influența. Doamne, nu putem face nimic decât să mijlocim pentru ei. Doamne, vrem ca și familie Metanoia să mijlocim pentru toți tinerii care vin aici, pentru toți tinerii pe care îi cunoaștem, pentru copiii noștri, Doamne, și ceea ce ne dorim cel mai mult de la ei este să Te înțeleagă pe Tine. De aceea dă-ne, Doamne, o trăire curată și ca părinți, ca bunici, ca frați ai lor în biserica asta, Doamne, vrem să croim cărări drepte, vrem să trăim curat pentru Tine, ca ei, văzând faptele noastre bune, să se îndrăgostească de Tine. Continuăm să ne rugăm să-i cercetezi, Doamne, să lucrezi prin Duhul Tău cel Sfânt la inimile lor. Și, Doamne, îți mulțumim că Tu îți faci partea. Doamne, protejează-i Tu, îndepărtează emoțiile și adu-le Tu aminte tot ceea ce au învățat. Mijlocim pentru ei, mijlocim pentru familiile noastre și cerem binecuvântarea Ta peste noi, recunoscând că Tu ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru și că în Tine îi speranța, nădejdea și bucuria noastră. Fii binecuvântat, Domnul nostru, în numele Domnului Iisus Hristos și prin iertarea Lui venim înaintea Ta și în dimineața asta. Glorie Ție, Tată scump. Amin. Un bun venit încă o dată, așa cum obișnuim să facem. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc pe internet. În același timp îi salutăm pe cei care sunt, sau vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos în dimineața asta. Salutăm musafirii care sunt cu noi și în primul rând familia Totan. Adi, îți mulțumim frumos, ești împreună cu soția aici, Domnul să-l binecuvinteze, el este cel prin care Domnul ne va vorbi în dimineața asta. Da, curaj, da.
ca musafir, nici nu știu cum să spun, văd surorile Bindiu, fiți binecuvântate, Domnul să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Îl văd pe Mircea Clitan, de al casei sau nu, fii binevenit, bine revenit, nu știu cum te simți. Foarte bine, mulțumim Domnului pentru tine și toți ceilalți, dacă mai sunt musafiri, dacă sunt persoane care, deși nu le-am observat, sunt pentru prima dată împreună cu noi, este cineva? Vă rog să vă ridicați, să vă spunem un bine ați venit. Scolobiuc nu-i pentru prima dată, dar e și el pe aici, da, fii binecuvântat, Sergiu. Cum? Salutări de la Raul. Mulțumim frumos, mulțumesc. Mulțumim frumos. Ok, haideți să continuăm timpul de familie în dimineața asta și aș vrea să țină, să păstrați infometanoia, aș vrea să trecem în viteză peste ce avem aici. Motive de rugăciune, picnicul metanoia. Nu mâine, ci de mâine într-o săptămână. Picnicul metanoia, ne vedem, ne întâlnim, sărbătorim. Vine vacanța, astăzi ultima întâlnire la grupele de copii, după care încep taberele la vârfurile. Oportunitate maximă de slujire, tocmai nu știați ce să faceți. V-ați pregătit, v-ați înarmat pentru slujirea, pentru voluntariatul care, din păcate, pe ultima sută de metri v-a fost tăiată bucuria de a sluji, dar vă spun că s-a redeschis o nouă oportunitate, mai mare decât cea care a fost. Mulțumim Domnului și mulțumim tuturor celor ce s-au implicat, în primul rând lui Mircea și celor ce coordonează echipa de construcție și de demolare. Ieri, alaltăieri, s-a îndepărtat pericolul de care mi-era frică cu voluntarii la demolat. S-a demolat clădirea de lângă care intrase în sarcina noastră și mulțumim Domnului, în primul rând, mulțumim celor ce v-ați implicat. Cred că acolo sunt, în momentul ăsta, multe oportunități de voluntariat. Dar oportunități de voluntariat sunt și în rugăciune. Continuați să vă rugați pentru cei care vor merge în tabără la vârfuri, pentru învățătorii de acolo, pentru tinerii care vor fi în tabără, și pregătiți-vă cu adevărat inimile și mușchii să putem, ori de câte ori vom fi chemați, și la construcție, la lucrările care vor avea loc sau care au loc, care se derulează pe tribunul Dobra. Pe de o parte, la clădirea noastră zidurile se ridică și așa de fain, probabil că o să avem niște poze, zidurile s-au ridicat, sunt zidite deja, iar lângă clădirea care trebuia să a prăbușit. Și așa o chestie faină, să vezi cum Domnul dă binecuvântarea Lui. Mulțumim și pentru vremea bună, îl rugăm să păstreze vremea bună, să putem avansa cu lucrările, să se pună acoperișul și să putem, când va fi voia Lui și cu ajutorul Lui, să ne mutăm. Ok, da, Dorel, timpul fețelor, triste, vesele, bucuroase, cum or fi, haideți să dăruim Domnului din ceea ce El ne-a dat și să nu uităm că îi mai ferice să dai decât să primești. E așa o binecuvântare să ai ce să dai și să-L recunoști pe Domnul că Domnul este Cel care a dat. Daniel, îl văd nerăbdător să spună ceva. Vino, te rog frumos, că avem timpul de familie și se poate interveni. Mulțumesc pentru generozitate. La standul de carte este Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Sora Dana este pregătită acolo. Fratele Mircea este la Felnac, după cum poate bine știți, în a doua duminică din lună el slujește acolo, dar ne-a transmis aceste broșuri care sunt folosite ca o unealtă pentru timpul devoțional. Deci la ieșire puteți să treceți pe la Sora Dana pentru Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Mulțumesc! Haideți să ne ridicăm pentru a ne pregăti inimile, pentru închinare și apoi să ascultăm cuvântul Domnului vestit prin fratele Adi Totan. Tu ești bun, eu mânjit sunt de păcat, dragoste
dragoste tuturor în dar te-ai dat. Luminez, luminez întunericul adânc, speranța mea, speranța mea, ai spălat al meu păcat. Pacea mea, pacea mea, când de teamă s-a păsat. Adevăr, adevăr, când de îndoială smăcinat. Când voios, când voios, tu îmi umpli inima. Viață ești, viață ești, moartea nu te-a biruit. Oh, alerg în brațul tău, alerg în brațul tău, primesc dragostea ta și mi-este de ajuns. Ce bine mi-e în brațul tău, regele meu, în veci domnești. Necuprins slova mea nu te poate aduna. Tu ești domn, tu ești domn, lumea în veci va proclama. Ești aici, ești aici, mă închin în fața ta. Hristos a înviat, vă spun și eu, și Hristos a înălțat. Mă bucur să fiu din nou împreună cu dumneavoastră, pentru prima oară în acest sediu.
Dar ne știm de ceva timp și recent am fost în mai multe activități împreună. A fost o bucurie să fiu împreună cu soția mea, să participăm la zbaterile și frământările pe care le aveți, să contribuim și noi la rugăciune, la ce ne-a învățat Dumnezeu și pe noi până acum. Este o cinste, este o onoare să fim împreună și să încercăm să clădim împărăția lui Dumnezeu, să facem familiile mai bune, să facem biserica mai bună. Și s-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să fie obosit de câte ori vorbim sau vorbiți despre familie în perioada aceasta. Vă apreciez foarte mult și le-am spus-o prietenilor cu care am comunicat, că ați avut curajul și aveți curajul să implementați cursul acesta de familie, cursul Alfa, cum îl numim noi, cartea aceasta pe care ați văzut-o și pe care o studiați, familiile, să o faceți și să o implementați la nivel de biserică. Acest lucru este unic din ceea ce știu eu și mă bucur foarte mult, pentru că asta denotă această preocupare care o aveți pentru un lucru important și foarte atacat, foarte controversat în ziua de astăzi. Da, ceea ce știm noi de familie, familia naturală, familia lăsată de Dumnezeu, devine efemeră, devine, se sparge în bucăți, pentru că este influența atâtor factori, de la filozofie, de la media, de la plăcerea personală și care spune nu, sunt familiile trebuie definite și denumite sau familia trebuie definită în zeci de alte feluri. Da? Și ajungem să ne pierdem această perspectivă și să obosim. De aceea scopul meu pentru dimineața aceasta este să vă încurajez în procesul acesta în care sunteți, în a face familiile mai bune. Unii știu că sunteți la jumătatea cursului. Cursul are 7 lecții, 7 sesiuni. Sunteți la jumătate, alții sunteți la început, alții o să-l faceți poate mai târziu. Ideea sau dorința de a vorbi despre familie este evident cea mai utilă celor care sunt acum familiști, dar este utilă și pentru cei care sunt încă nefamiliști, cei care aspiră, cei care sunt la tentative, deci care nu sunt căsătoriți. Pentru că este bine să știți realitatea înainte de a intra în ea. Uneori privim doar partea roz, romantică, frumoasă și așa este, dar neglijăm sau nu vedem partea care este mai dificilă și mai grea. Și Scriptura spune, proverbele spun, că cel care găsește o soție bună și reciproc un soț bun, găsește un har sau primește un har de la Domnul. Și așa este. Și oamenii înțelepți au gândit la acest lucru, Socrate, de exemplu, și spunea același adevăr, dacă găsești o soție bună, sau un soț bun este extraordinar, dacă nu, devii înțelept. Deci oricum este util și pentru cei care nu sunteți căsătoriți. Și de asemenea, cred că este de folos discuția sau este de folos această discuție despre familie și celor care au 20, 30, 40, 50 de ani, care au copii care acum se pune problema să se căsătorească, s-au căsătorit, poate toți au plecat deja și rolul nostru se schimbă. Deși suntem părinți, așa cum am văzut și în rugăciune, suntem și bunici, dacă facem mai mult decât ne-a încredințat Dumnezeu în perioada aceasta, s-ar putea să nu iese așa de bine. Și Scriptura are o poruncă pentru asta, ce ar trebui să facem. Și o să vedem, deci de ce este important să gândim familia din experiență, învățând de la cei care au fost înaintea noastră, dar uitându-ne în detaliu la ceea ce spune Scriptura despre familie. Și lucru care este, spuneam, cel mai evident acum, bătălia aceasta care se duce pentru familie, recent, când, un anul trecut sau cu 2 ani când am fost la acel referendum, da, pentru familie, chiar dacă nu a trecut, a arătat ceva valoros și ceva important. Oamenii care au mers să voteze au fost mai mulți decât s-au dus la parlamentare sau la președinție înainte. Deci cu un an, doi înainte, am fost mai mulți, au fost mai mulți oameni care să voteze, chiar dacă, într-adevăr, pragul a fost prea ridicat. Da, spuneam că familia este sub această presiune și oamenii care au altă perspectivă ne-au criticat pe noi cei care susținem familia, să zic, naturală, tradițională, din perspectiva Scripturii, ne-au criticat că violența domestică se întâmplă în familiile noastre. România are un procent dificil de dus, din 2 familii, una experimentează violență fizică sau verbală. Deci din
două, adică 50%, da? Deci în două familii știi că cineva, soția de regulă, copiii sunt abuzați verbal sau fizic, de regulă de tată, dar se poate și din alte perspective. Deci atunci când ne atrăgeau atenția că de ce susținem familia, ne atrăgeau atenția la faptul că noi de fapt în practică o denigrăm sau o coborâm sau fiecare face ce vrea. De aceea cea mai bună susținere a familiei, ca și cea mai proastă susținere a familiei, cea mai proastă reclamă, suntem noi înșine cei care suntem căsătoriți. Dacă noi avem o viață care seamănă cu ceea ce a intenționat Dumnezeu, dacă împlinim, nu ușor, dar împlinim poruncile sau sfaturile, înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-o dă în familie, este cea mai bună reclamă. Nu există reclamă mai frumoasă, indiferent că mergem sau nu mergem la vot, că familia aceasta, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu, este o binecuvântare, chiar dacă este dificil. Dacă relația noastră dintre soț-soție este jalnică, atunci și noi știm și ceilalți ne văd că este ca iadul pe pământ. De aceea este critic ce spunem, da, e adevărat, și asta este parte din ce spunem, și este critic în ceea ce facem sau ceea ce trăim și ceea ce se vede, pentru că lucrul acesta este văzut de alții și mai ales pentru noi ca și familie, este simțit și trăit de copiii noștri. Și oricât de mult îi vom învăța pe copiii noștri ce este adevărul, ei nu o să ne poată auzi dacă faptele noastre strigă mai tare. Altceva. Dacă faptele noastre se îmbină cu cuvintele noastre, cu adevărul, atunci este impact, atunci este forță. Altfel îi forțăm, altfel spun nu vreau să fiu ca și mama și tata. Și nu numai ca și mama și tata, nu vreau să am credința lor dacă Dumnezeul lor nu este în stare să îi pună împreună sau să facă ceea ce este drept și bine cu ei. De aceea spuneam, este critic să ne gândim la ceea ce spune Scriptura și să luăm în serios ce spune Scriptura și să trăim, da, cu devotament, viața de familie. Așa că o să vă invit, v-am spus, pentru unii este cunoscut de mult timp acest lucru și este bine, așa cum spune și Petru, este bine să ne aducem aminte despre lucruri care le trăim zilnic, pentru că putem intra într-o rutină și facem în felul nostru, fără să ne dăm seama că sunt multe alte feluri și că putem face mai bine, ca orice alt lucru, îl putem face mai bine. Deci, vreau să vă aduc aminte de origini, de așa cum Iisus când este confruntat, dar ce ne-a spus Moise, să lași, să te desparți pentru orice și dacă îmi arde mâncarea și dacă... Și Iisus vine și spune, dar știți ce a spus autorul, întemeietorul, creatorul de la început? Iată ce a spus și din asta cita Domnul Iisus. Din Geneza 2, de la 22 și 24. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. În ebraică este ish, omul, și isha, femeie. Da? De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. O singură carne, cum este în original. Așa că dacă ar fi să dăm o scurtă definiție a căsătoriei și numai din acest text, nu numai din acest text, dar și din acest text, căsătoria este această uniune monogamă, adică doar bărbați și femeie, nu mai mulți, mai multe femei și un bărbat, nu mai mult bărbat și o femeie, deci nu alte invenții care istoric le-am făcut, le-am creat. Da? Deci este unirea monogamă dintre un bărbat și o femeie cu acest devotament pentru o viață. Da? Până la final, cum zice Iisus, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu intervină. Da? Și ca acest lucru să se întâmple, trebuie să fie caracterizat de fidelitate. Adică de acest devotament care este doar unul pentru celălalt. Nimeni, altcineva, nu mai poate interveni în această relație. Nimeni nu mai poate să fie la fel de intim, la fel de apropiat, să cunoști la fel de mult ca aceste două persoane. Orice altceva, orice intră, acolo s-ar putea să rupă și să strice ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și atunci când ne gândim la familie, ne uităm, aici este finalul capitolului 2, dar este un anumit context în care Dumnezeu creează. Dumnezeu creează universul, creează lumina, creează pământul cu vegetație, cu atmosferă, cu apă, cu toate aceste lucruri. Creează după aceea, populează pământul și cu pești, cu apoi păsări, animale. Și la finalul zilei a șasea, Dumnezeu spune, ok, mai trebuie ceva.
totul este foarte bine. Îi spune, vreau să creăm, la plural, om după chipul și asemănarea noastră. Și bărbat și femeie îi face. Masculin și feminin. Ceea ce se, îi binecuvintează, le spune, stăpâniți pământul, creșteți, înmulțiți-vă. Le spune la amândoi, da? Deci nu doar bărbatului, deci sunt amândoi. Și apoi în capitolul 2 intră în detaliu și spune, iată de fapt cum au fost. A fost un anumit interval între creerea bărbatului și creerea femeii. Da? Și în acest context vrea, în care creează și lasă pe bărbat la început, să descopere bărbatul această nevoie, să vadă că totul este perfect, totul este complet, toate animalele sau lumea animală și celelalte au cele două, are cele două sexe, doar că el este singur. Deși dă nume tuturor și omul constată și Dumnezeu constată, nu că n-ar fi știut, dar remarcă încât să fie pentru noi acolo că omul nu este bine să trăiască singur. Și vine această istorisire cu coasta care face pe, nu știu, copiii sunt la grupele lor, dar unii copii când au auzit povestea asta, cu somnul dinainte, cu coasta și asta, se tot pipăia. Dormea de prânz, dormea noaptea, se tot pipăia și mămica întreabă, dar ce faci? Păi aștept și eu să văd când ia Dumnezeu o coastă în timp ce dorm și mi-aduce soția. Dar se descoperă această nevoie și ideea de coastă vine la nivel de egalitate, da? La nivel de complementaritate, așa cum și spune Dumnezeu, îi fac un ajutor potrivit, da? Și ea pentru el și el pentru ea. Ideea de ajutor, poate mulți, mai ales ca și bărbați, ne induce, măi, suntem neputincioși, numai cel care nu poate, nu știe, cere ajutor, nu este așa. În ebraică nu este termenul acesta care noi ca și băieți, bărbați, ne descurcăm singuri în multe lucruri. Același termen de ajutor îl găsim în psalmi sau în celelalte revelații, cealaltă parte a Scripturii, unde spune, Domnul este ajutorul meu. Da? Deci cel care oferă ajutor nu este cel mai slab sau neimportant, nu. Ideea de coastă vine ca și egalitate, complementaritate, care au același mandat împreună în acest mandat pe care îl primim în Geneza capitolul 1. Da? Asta înseamnă că, da, suntem egali, suntem complementari, suntem diferiți, avem și lucruri diferite, avem și lucruri asemănătoare. Și acest lucru este în binarea pe care o așteaptă Dumnezeu. Această alteritate sau un alt eu. Îl descoperi pe celălalt, în soțul, în soția ta, că este cineva care seamănă cu tine, totuși diferit, și care vrei să mergi împreună. Te potrivești. Este intenția sau invenția lui Dumnezeu. De aceea, Pavel va lua pe baza acestui text, pe baza modului în care Dumnezeu a creat-o pe Eva și scopul lui de a deveni o singură, un singur trup, o singură carne, Pavel vine și spune când dă sfat soților să îți iubești soția ca și... Da, aceasta este partea mai spirituală și partea mai prozaică, să iubești ca pe... Exact, ca și pe organismul tău. Cum ai grijă de el? Când te-ai rănit, vai, te oprești și îl tratezi, da? Când ești obosit, iei o pauză. Când ți este sete, iei apă, da? Deci ajungi să-l vezi pe celălalt o extensie a ta. Este ca și tine și o tratezi la fel, da? Deci, așa ca și pe tine și un exemplu și mai sus, și mai înalt, o să-l vedem, este acela să iubești sau să te dăruiești așa cum Hristos s-a dăruit pentru biserică. Da? Deci acesta este contextul, acesta este lucru pe care Dumnezeu îl spune în Geneza capitolul 1 și capitolul 2. Și aici, în textul pe care l-am afirmat, sunt câteva verbe. Și o să le luăm pe rând. Va lăsa, da? Acestea i-am creat pe cei doi, vin împreună, Adam are revelația aceasta, iată, în sfârșit, care este din mine, carne, din carnea mea, sânge, din sângele meu, care este asemănător, Isha. Are lucruri care sunt și ale mele, dar sunt și diferite. Îmi doream această complementaritate, da? Și sunt niște adevăruri sau niște principii pe care trebuie să le urmăm ca acest lucru să aibă loc sau să se întâmple, să se realizeze. În primul rând, se spune va lăsa, de aceea omul, bărbat și femeie, va lăsa sau vor lăsa pe părinții lor. Da? E, aici s-ar putea să ne doară. Cei care
v-ați căsătorit fetele, mai ales tații, și băieții, mai ales mamele, acolo este tragedie. Acolo este suferință, numai anticiparea plecării ei sau a lui de acasă. Cine va avea grijă de el sau de ea, cum am avut noi sau eu? Pe mâna cui am să-i dau fata mea sau pe mâna cărei fete se va duce băiatul meu? Cât va suferi săracul? Ei, aici încep dramele. Și este foarte ușor să vrei să te bagi în relație, să îndrepți lucrurile. Vă spun din experiență, deși de păstor sau de consilier în cuplu, nu am văzut în mediul creștin, între noi ca și biserică, mai ușor să calci adevărul lui Dumnezeu ca atunci când îți suferă copilul în căsnicie. Nu am văzut. Nu am văzut să ignorăm mai repede și mai mult cuvântul lui Dumnezeu numai ca să-mi scap fiul sau fiica dintr-o căsătorie care este jală. Nu am văzut să dăm deoparte mai mult din ceea ce spune Dumnezeu numai ca să-l scap de acolo. Deci este foarte ușor să intervenim, să facem altceva decât ceea ce vrea Dumnezeu. De aceea este un mare lucru să asculți. Să-l poți încredința pe fiul tău, pe fiica ta, în mâna lui Dumnezeu și în mâna celui pe care, sau celei pe care, cu care va merge să se căsătorească. Josh McDowell, dacă îl știți. Da, și păstor, și teolog, și a scris cărțile acelea despre apologetică, mai mult decât un simplu întâmplar, este poate una dintre cele mai cunoscute. Este și cel care vorbește despre abstinență sexuală, why wait, de ce să aștepți, și el are iară câțiva copii, 2 sau 3, are și un copil adoptat, și spunea, pe vremea când erau telefoane din acelea, ca și la noi, dar și în America, din acelea cu fisă în oraș, da? Mergeai să dai fisă și să... Hey? Când își lăsa fata să meargă la o întâlnire, spunea să-i dai băiatului cu care întâlnește o fisă să mă sună înainte de a face orice altceva. Deci ideea de control și este normal, dar vine vremea să-l lași. Oricât de greu ne-ar fi, ne lăsăm sau ajungem la timpul acesta în care va trebui să ne pregătim, să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu și să știm că de acum se întemeiază o altă familie. Dacă până atunci ai îngrijit, ai dat sfaturi, ai cerut, ai impus, indiferent cum ți-ai condus copiii, de acum va trebui să le dai libertate. Să-l fi crescut sau să o fi crescut într-un mod în care să ia decizii înțelept, să-l onoreze pe Dumnezeu, să-și onoreze partenerul sau prietena, prietenul până când se căsătoresc și apoi să meargă pe cont propriu. Este o altă loialitate de acum, ei vor lua decizii, ei va trebui să ia decizii, te poți sfătui, dacă îți ceri sfatul, atunci poți să le-l dai. Da? Ajutor financiar, cât se poate de mult, dar și ăla cu limită. Da? Deci lucrurile vor merge ca și înainte, unele altele vor trebui să se oprească. Este nedrept să spui, sau să spunem, îți dau banii ăștia, dar dacă faci cu tare și cu tare lucru. Da? Deci nu putem condiționa ce vrem să-i ajutăm de dorința noastră să facă ceea ce vrem noi. Da? Ei, să știți că dacă nu se întâmplă lucrul acesta, lucrurile se pot frânge. Oricât de mult să iubesc cei doi, chiar dacă nu s-au căsătorit cu părinții lor sau cu părinții, cu socrii, dacă socrii intervin, părinții intervin, se pot rupe. Și asta am întâlnit și între cuplurile care nu-L cred în Dumnezeu și care s-au despărțit pentru că părinții aveau cheie și de la dormitor. Puteau intra peste ei și în dormitor. Da? Și din familiile noastre, din biserică, pentru că am fost prea intruzivi, prea mult am stat pe ei, nu le-am dat voie să greșească, să facă, să-și vadă de drum, lucrurile s-au rupt, s-au frânt. De aceea este extrem de important să lăsăm. Oricât de mult ne-ar durea, ne putem ruga, îi putem ajuta cu ceea ce ne cer ajutorul și de aici este altceva. Da? Nu înseamnă acest lucru, o altă teamă pe care putem să o avem, este că de acum gata, nu ne vor mai băga în seamă, nu o să aibă grijă de noi, ce se va întâmpla cu noi când ajungem la bătrânețe, când nu ne mai putem mișca, când suntem cu anumite limitări și handicapuri. Da, responsabilitatea copiilor, chiar dacă au nouă familie, este să îngrijească. Și asta este, o vedem în Scriptură în alte părți, nu în acest text, dar în alte părți, da? Unde cel credincios trebuie să îngrijească de părintele care a rămas singur în neputință, văduvă sau văduv, da? Altfel am fi mai răi decât necredincioși dacă nu îngrijim pe cei de casa noastră. Deci nu stau aici, doar numai că trebuie să echilibrăm aceste două. Bun. Un alt verb. Și probabil acesta este cel mai dificil, cel mai greu. Se va lipi.
Acum, termenul din ebraică este dabac, dacă vă spune ceva. Ideea de a se lipi, de a se ține literal, de a adera o substanță la alta. Așa cum aveam la noi într-o vreme, n-am mai văzut acum, picătura, când erau două substanțe, acum e picătura una singură, dar erau două. Trebuie să pui două, să amesteci două substanțe ca să se poată lipi și atunci, dacă făceai greșeală să atingi, nu se mai deslipea nicicum de pe degetul tău. Da? Ceva de genul acesta, trebuie să vină două ingrediente ca să se lipească, da? Și să nu se mai despartă. Deci așa de tare trebuie să fie. Sensul este și cel fizic, de care v-am spus literar, aceea de lipire, dar și de loialitate, afecțiune, devotament. Spuneam că acest lucru este cel mai greu. Să iubești, spui că este ușor. Am învățat, ne-am îndrăgostit unul de celălalt, îți vine natural. Dar când romantismul sau când emoțiile acestea încep să scadă, să iubești nu mai este la fel de ușor. Să iubești nu are de-a face numai cu emoția, cu fluturii din stomac, ci și cu a dărui. Cu a dărui cuiva care îți întoarce spatele la un moment dat. Soțul sau soția ta cu care te-ai căsătorit s-ar putea uneori să aibă urechile surde la cererile tale, la nevoile tale, la dorințele tale. Ei, va trebui să continui să investești, să continui să dăruiești, să ai grijă de el și de ea așa cum ai grijă de trupul tău, să ai grijă de el și de ea așa cum are Hristos de biserică. Și ceea ce nu este ușor, pentru că intră în conflict, în coliziune cu egoismul nostru. De aceea așa de grea lipirea. Pentru că venim doi oameni imperfecți, doi oameni păcătoși. Dacă unul singur a fost greu să te duci, când vin doi, este exponențial. Da? Răul la fiecare parcă se scoate în evidență. Și acesta este un rol al căsătoriei. Această zdrobire a egoismului nostru. Lipirea nu se va putea face dacă noi rămânem cu programul nostru, cu banii mei, cu prietenii mei. Deci toate sunt separate. Da? Dacă rămânem așa, aceea nu este lipire. Trebuie să existe corespondență de acum, da? Prietenii mei trebuie să devină și prietenii tăi. Dacă nu sunt prietenii tăi, mă voi vedea mai rar cu prietenii mei, da? La fel, în orice lucru, trebuie să existe această armonie, această lipire. Și asta înseamnă să îți înfrângi egoismul. Pentru un bărbat este extrem de dificil. Libertatea mea. Când m-am căsătorit, n-am știut că acest lucru va trebui să-l remodelez. Nu să renunț la ea, nu complet, doar că pe alte valențe. Da? Să fii gata să vorbești la plural. Mi-a fost greu să vorbesc, da, vin acolo, când vorbeam cu prietenii, vin acolo, fac aia și pe aoleo, stai puțin, stai să-mi întreb soția. Dragă, ce facem? Pot să mă duc? Deci să înveți să discuți înainte de a lua decizii, să vorbești la noi, nu doar singur. Da? Cine sunt, ce fac, ce vreau să fac. E împreună cu soția. Un alt lucru care se întâmplă atunci când zdrobește acest egoism este că îi creezi celuilalt siguranță. Că aparține. De acum încolo nu mai trăim individual. Nu mai trăim pe cont propriu. Venim împreună și discutăm, dezvoltăm, luăm decizii împreună. Se spune că în căsătorie se dublează bucuriile și se înjumătățesc necazurile. Dacă o faci bine. Dacă nu, e invers. Da? De aceea este nevoie de această zdrobire, exact ca și creuzetul pe care soțiile sau la bucătărie faci și zdrobești anumite lucruri, da? Fie usturoi, fie altceva care este tare, acel creuzet, acel mojar, pistil, acela care îl mesteci, da? Așa trebuie să devenim și acest lucru nu este deloc ușor. Intrăm în conflict, spuneam, egoismul nostru și nevoile noastre pe care le avem sunt legitime, Dumnezeu le-a creat și știm că până atunci ne-am descurcat singuri. Ei, de acum Dumnezeu îl pune pe partener, soț, soție lângă noi ca să ne împlinească o parte din nevoile noastre și el sau ea nu le împlinește și atunci ne vine să ne urcăm pe pereți. Doamne, ce să fac? Mi-ai dat-o, mi l-ai dat și uite-te că nimic din ce-i spun, nimic din ce-mi doresc nu se întâmplă, da? Și iarăși intrăm în tensiune și în conflict. Și cred că din cauza aceasta m-ați rugat să vorbesc despre conflict la conferință. Da? Cel puțin din cauza aceasta. Și atunci încerc să-mi rezolv problema singur. Fie îl manipulez pe celălalt, fie îl bat la cap până când face, fie îmi iau jucăriile și mă duc și mi le rezolv singur. Da? Și greșim în oricare dintre situații. Indiferent că este puterea masculină sau este intuiția și cicăleala feminină. Da? Indiferent care este.
care din ele le manifestăm. Nu depinde de Dumnezeu, nu ne lăsăm și nu îi cerem lui, Doamne, da, mi-ai dat partenerul său, soția, soțul, soția, să împlinească parte din nevoile mele. Știu că tu le împlinești în definitiv pe toate. Dar aștept, am răbdare, îl voi sluji, o voi sluji, până când va face ceea ce i-ai cerut să facă. Samuel Butler dădea un citat. Pretindea că hoții își cer banii sau viața. Soțiile le cer pe amândouă. Nu trebuie să treacă mult până după ce te căsătorești, ca să-ți dai seama că trebuie într-adevăr să dai totul. Indiferent că îți cere sau nu soțul, soția, și ni le vor cere, dar și dacă nu ni le cere explicit, constați că Dumnezeu, viața, partenerul îți cere să dai tot. Tot ce ești, tot ce știi, tot ce ai, da? Să te oferi fără limită. Și e tare greu. E tare greu să faci acest devotament. Cred că mi-a luat 7 ani. Soția mea este aici, o puteți întreba, da? Asta este memoria mea. Uneori memoria este palidă. Deci ea poate să vă spună poate mai precis. Dar cred că a trebuit să treacă 7 ani de interacțiune, dezbatere de genul acesta, până când să înțeleg că da, nevoile ei și dorințele ei pertinente, deci nu luna de pe cer, că chiar n-am cum, dar din dorințele pertinente devin normă, devin lege, devin prioritate pentru mine. Până atunci spunea, chiuveta curge. Ok, curgea 3 luni. Ușa de la dulăpior, mai ales copiii când sunt mici, au pasiunea aceasta, scoți, schimbă tot, ușa e dărâmată. Dărâmată era iară câteva luni. Da? Până am învățat că ceea ce îmi spune ea, ce mi-atrage atenția, indiferent că e vorba de familie, de copii, de nevoile ei, de relația noastră, dacă pot pe loc, dacă nu îi spun, acum sunt ocupat, dar primul timp liber, într-o oră, două, a doua zi, este prioritar. Și cel puțin viața mea s-a schimbat. Probabil și a ei. Deci sunt devotat. Am spus-o asta și când ne-am căsătorit, da? Știi, până intră, până ajunge, până cade fisa, durează. Încât, da, ceea ce este prioritar pentru ea, ceea ce îmi spune ea, nevoi și dorințe legitime, da, să caut să le împlinesc. Deci a iubi, așa cum am spus, înseamnă să te dăruiești complet, fără rezerve, fără limite. Da? Nu doar ceea ce ai, ci nespus mai greu, ceea ce ești. Este un citat remarcabil, Josiah Holland. Remarca excepțional că una dintre cele mai prețioase posesiuni pe care le va avea vreodată un bărbat în această lume este inima unei femei. A te căsători înseamnă să primești în dar nu un obiect, nu o carte, nu un teren, o avere, o mașină, ci o persoană. Prin căsătorie, Dumnezeu ne încredințează cel mai mare dar pe care ne-l poate da, inima și viața celuilalt. Ca împreună să creăm ceva inimaginabil, să creăm ceva ce seamănă cu Dumnezeu. Când ne-a creat, când înainte să ne creeze, Dumnezeu s-a uitat și a spus, vreau să creez ceva care să semene cu mine, pe chipul și asemănarea mea. Îi spune bărbat și femeie, sau soț și soție. Deci modul în care ne lipim, modul în care ne lăsăm șlefuiți, modul în care devenim ucenici al lui Hristos în familie, modul în care celălalt mă învață să renunț la egoismul meu, la libertatea mea greșit înțeleasă, la pretențiile mele, mă face realist, mă face slujitor, mă face să renunț la mine ca să-l slujesc pe celălalt, ne apropie de acest ideal. Și acesta este al treilea verb. Vor deveni. Efectul acestei lipiri, efectul acestei șlefuiri, efectul acestei schimbări de paradigmă, de la eu și nevoile mele, cine sunt eu și ce vreau eu, la iubito, iubitule, cum te slujesc pe tine mai bine. Toate aceste schimbări care ne vor lua timp, ne conduc la acest final, dar final care este continuă, încă să-l atingem, ne apropiem, dar nu suntem chiar acolo, să devenim una. Să devenim exact cum este Dumnezeu. Dumnezeu, 3 persoane,
și este un singur Dumnezeu, aceeași gândire, aceeași simțire, chiar dacă acțiunile sunt diferite, persoanele sunt diferite. Omul are șansa să se asemene cu Dumnezeu prin această devenire. Dumnezeu trei persoane și una, noi doar două persoane și o singură entitate, o singură familie, o singură creație masculin și feminin îmbinat armonios care îl reprezintă pe Dumnezeu. Așa, și aici vine modelul pe care îl dă Pavel. În relația aceasta de familie, soț-soție, care îl iau în serios pe Dumnezeu, oameni imperfecți, oameni care greșesc, oameni care se necăjesc, se supără, dar care merg înainte pentru că îl iubesc pe Dumnezeu și ajung să se iubească tot mai mult unul pe altul, să semene, să se potrivească, să se împletească atât de bine încât devin una. Încât, deși sunt două persoane distincte, rezultatul, gândirea, acțiunea, timpul, toate conduc la această unitate. Acest lucru sau aceste lucruri ne seamănă sau ne aseamănă tot mai mult cu Dumnezeu. Căsătoria, deci, trebuie să fie întâlnirea aceasta de o viață. Nu poți să aspiri la această unitate pe care Dumnezeu o vrea decât dacă te dedici pentru o viață întreagă. Pentru că ni se cere mai mult decât tot ce ne-am putut imagina, visa, dori sau inventa pe cont propriu. Ce ne cere Dumnezeu când ne căsătorim, poate nici nu dăm seama, dar ce ne cere când ne dăm seama pe parcurs, nu este de origine divină, este intenția Lui. Căsătoria este această dăruire mutuală, această reciprocitate pentru binele celuilalt și pentru gloria sau pentru planul pe care Dumnezeu îl are. Dumnezeu vrea să devenim una, să ne asemănăm cu El. Așa cum Hristos își iubește biserica și biserica este reprezentarea cea mai bună a cui și cine este Dumnezeu, la fel, soț și soție, masculin și feminin, într-o îmbinare plăcută, bună, armonioasă, îl reprezintă imperfect, dar cel mai bine pe Dumnezeu aici pe pământ. Asta înseamnă că interacțiunea noastră, dragostea noastră, sacrificiul nostru, umorul nostru, devotamentul nostru, fidelitatea noastră, bucuria noastră, modul în care ne rezolvăm conflictele, modul în care ne creștem copiii, îl reprezintă pe Dumnezeu. Face bine celor din jur, ne face bine nouă, dar îl reprezintă pe Dumnezeu. Scriptura, în începutul acesta de care v-am spus, din Geneza, și până la sfârșit, prezintă această intenție, acest plan al lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul pe pământ ca Dumnezeu să populeze acest pământ cu fii și fiice de Dumnezeu. Când s-a uitat la Adam și Eva, când i-a făcut bărbat și femeie, Adam și Eva, a spus, aici mă reprezint, Dumnezeu aștepta ca prin copiii pe care îi avem să nu fie doar copiii noștri, carne și sânge din sângele nostru, ci să fie și copiii Lui, adică care seamănă cu El. Pentru că noi seamănăm cu El, transmitem aceste învățături copiilor noștri. Și așa, din generație în generație, Dumnezeu să binecuvinteze fiecare familia Pământului. Oamenii s-au îndepărtat, noi ne-am îndepărtat, vine capitolul 3 și știm ce s-a întâmplat, dar Dumnezeu n-a renunțat la acest plan. Îl ia pe Avram și spune, vreau să te binecuvintez, te fac mare, un nume mare, prietenii tăi îi înmulțesc, dușmanii tăi îi nenorocesc. Dar, în final, nu e doar ca să te simți tu bine, toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. Pentru că intenția mea este să am fii și fiice de Dumnezeu de oriunde. Și apoi, prin sămânța lui Avram, vine Hristos, pe care l-am celebrat și îl celebrăm și tăim cu el, și Hristos vine și spune ucenicilor înainte de a pleca, mergeți și faceți ucenici, fii și fiice de Dumnezeu, din fiecare etnie a pământului. Acesta este planul meu de la început, dinainte de a fi Adam și Eva. Și știm că se va realiza, că ne uităm în Apocalipsa, la Ioan, în capitolul 4 și 5, și spune, văd o mare mulțime, văd îngerii, văd cei 24 de bătrâni, dar văd o mare mulțime cu haine albe, cântă și laudă pe Dumnezeu din fiecare limbă, din fiecare etnie, din fiecare națiune, fii și fiice de Dumnezeu. Dumnezeu, printr-o mică familie, prin doi oameni, își înscrie o imagine și un mandat care trece mult dincolo de noi. De ce merită ca familiile noastre? De ce merită ca familiile noastre să împlinească acest ideal divin, chiar dacă nu-l atingem cu perfecțiune aici? Pentru că îl reprezintă pe El. Pentru că arată bunătate, har, dragoste, apreciere, respect, grijă, iertare, împăcare.
pentru că dă șansă copiilor noștri să-L cunoască pe Dumnezeu în primul rând prin noi. Să se poată atașa de Dumnezeu, să-L înțeleagă ulterior când cresc. Da, știu, seamănă cu tata și cu mama. Și apoi să înducem, să trecem dincolo de mandatul doar al nostru, doar al binele nostru personal, al familiei noastre pe care Dumnezeu vrea să-L obținem. Trece dincolo de familia noastră, trece la fii și fiicele de Dumnezeu din orice etnie, ucenici, discipoli ai lui Hristos, prin familiile noastre, prin bisericile noastre. Acesta este planul. Căsătoria este acest instrument prin care Dumnezeu binecuvintează, ne plinează pe noi, pământul și imaginea Lui este reflectată și planul Lui se duce mai departe. Dăruire reciprocă și completă pentru binele celuilalt, dar și pentru împlinirea acestui vis al Lui Dumnezeu, cu familia, cu copiii noștri, cu fiecare etnie, până când El va veni. De ce? Deoarece numai Dumnezeu poate oferi în dar ființe umană pentru o viață. Aceasta este chemarea, aceasta este înzestrarea, aceasta este privilegiul pe care Dumnezeu ne-l dă. De noi depinde cum îl punem în practică și cum îl reflectăm. Amin. Știu că am terminat mai devreme, le-am spus liderilor, dacă aveți întrebări legate de ce am spus, legate de familie, sunt dispus să răspund. Dacă nu, continuăm sau vor continua ei altfel. Dar sunt aici să vă pot răspunde. Dacă credeți că am spus prostii, dacă credeți că am spus ceva numai idealist și nu se poate realiza lucrul acesta, v-am spus, vă invit să vorbiți cu soția mea după aceea. Orice altceva. Te rog. Dacă trebuie să se ia o decizie importantă în familie, dacă trebuie să se ia o decizie importantă în familie și pentru acea călăuzire, soțul are o anumită, anumite criterii, soția are alte criterii, unde se găsește mijlocul între cele două, să zicem, lumii? Cum? Okay. Cum se ia decizia, practic? Mă bucur că și soția mea are aceeași întrebare. Cum se ia decizia, practic, nu? Da, practic cum se ia decizia. Deci o decizie importantă, criterii diferite în călăuzire și, mă rog, ce se întâmplă mai departe. Mersi. Acum o întrebare așa numai de clarificare. N-ați reușit să luați nicio decizie de genul acesta importantă până acum? Nu. Pe termen lung. Ok, nu, glumesc. Am vrut să glumesc că văd că ați luat... Ați reușit unele. Căsnicia. Cred că și altele, mai multe, da? Ok. Da, asta zic. Doi. Da. Așa cum spuneam, modul în care Dumnezeu ne-a construit... Acum e fericire. În brațele tati. Modul în care Dumnezeu ne-a mandatat sau ne-a creat și își dorește să luăm decizii, să ne manifestăm, este genul acesta de colaborare, da? Genul acesta de a interacționa unul cu celălalt. Atunci când le dăm mandatul acela, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, v-am spus, sunt amândoi. Deci amândoi trebuie să gândească, amândoi trebuie să vină cu părerile, amândoi trebuie să se zbată, să le pună împreună, să vadă, da, suntem diferiți, Dumnezeu ne-a creat diferiți și trebuie celebrat lucrul acesta. Da? Noi, de regulă, cel care este diferit, vrem să-l anulăm, să-l dăm deoparte, să nu auzim glasul, mai ales atunci când diferența lui intră în conflict cu părerea noastră. Da? Deci când nu ne place, când ne dezavantajează, când credem că ne dezavantajează, atunci vrem ca vocea lui să nu fie auzită. Dar Dumnezeu tocmai de aceea ne-a pus împreună, tocmai pentru că putem vedea din unghiuri diferite. Da? Ne-a construit diferit încât să putem vedea din mai multe perspective. Este similar cu ceea ce găsim în Scriptură, în Proverbe, unde se spune, când ai de luat o decizie importantă, în cazul era o bătălie la care se referea, da? Cu cât ai mai mulți sfetnici, da? Cu atât ai mai mulți consilieri, cu atât iei decizii mai bune. Ei, aici sunt cel puțin doi, da? Deci cei doi care trebuie să ia decizie. Și atunci, da, ar trebui, așa cum ai zis, să le punem pe hârtie. Mai, care sunt argumentele mele, care sunt argumentele tale? Ne auzim reciproc, da? Ne auzim, ne ascultăm, da? Valorizăm, ai dreptate, așa este. Totuși eu cred că a mea este mai bună, da? Deci le punem împreună și vedem dacă le putem armoniza. Uneori putem,
Da? Diferite, proporții. De la tine iau 50, de la mine 30, mai luăm din altă parte. Deci uneori putem face un melanj, un amestec. Alteori nu. Lucrurile sunt atât de diferite, da? Deci când nu poți să ai acest gen de interacțiune. Ei, atunci când ești la nivelul acesta, poți să mai cauți sfat. Atâta puteți voi doi, da? Noi doi, oricare dintre noi. Nu înseamnă că trebuie să luăm decizia imediat. Dacă, așa cum ai zis, este pe termen lung. Uneori decizia este pe termen scurt, adică trebuie să o iei astăzi sau mâine. Atunci nu ai acest privilegiu să mai cauți, da? Să cauți la alte cupluri care au trecut prin situația asta. Mai, noi ne-am analizat, am pus aici, am două pagini, vedeți așa, cu două, da? Cu două. Și unul și altul are plin, da? De o parte și de alta, da? Mă rog, nu este, nu știam ce mă întrebați, deci nu este răspuns la ce ați spus, da? Ideea este că ai niște argumente, linii într-o parte și în alta, amândouă sunt la fel de grele, sunt la fel de importante, da? Nu le poți da deoparte, nu, merge în altă asta. Nu poți, pentru că pierzi aici foarte mult, mai ales când e vorba de sănătatea copilului sau ce facem cu medic sau alte lucruri, da? Și atunci trebuie să le ții pe amândouă, nu poți să iei încă o decizie, atunci sfatul sau Scriptura ne spune, caut ajutor, în primul la Dumnezeu. Mai dacă nu ne grăbim, hai să ne rugăm. Hai să postim pentru subiectul acesta. Este important, este amplu. Vrem să căutăm ajutorul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat ajutor, pe lângă faptul că ne rugăm și postim, oameni în jur, oameni care au o experiență mai mare, oameni care au trecut prin situația asta, le cerem sfatul. Sau cărți. Avem cărți care sunt pe domeniul ăsta, hai să vedem ce se întâmplă. Da? Și încercăm să vedem. Și uneori, da, atunci când așteptăm, când putem rezista tentației să luăm o decizie numai cum vrea unul sau celălalt, atunci uneori Dumnezeu ne luminează. Vine o idee complet nouă. Nici nu ne-am gândit la așa ceva. Alteori vine din ceea ce se întâmplă în jur. Și este ok. Dumnezeu are modul lui în care ne va comunica, ne va ajuta să înțelegem atunci când avem timpul acesta. Dacă timpul acela se încheie, indiferent că a fost o lună, două, trei, sau timpul nu-l avem, deci trebuie să luăm decizia mâine, da? Atunci Scriptura spune, în cazul acesta este capul de familie, care trebuie să mergi după, deci doar în această situație, da? În care ne-am zbătut, ne-am pus, le-am dat, atunci Dumnezeu spune, ca să ieși din impas, trebuie să mergi după capul de familie și să evaluezi decizia. Pentru că mergem după capul de familie și vedem că ne înfundăm la pasul 2. Vedem că nu se poate. Atunci evaluăm și revenim, încercăm pasul soției. S-ar putea ca și acesta să meargă 1, 2, pași 3 și din nou să ne blocăm, venim înapoi să căutăm o altă decizie, să luăm o altă decizie. Deci suntem responsabili să luăm decizii împreună, să fim amândoi de acord și dacă nu reușim, atunci întâi mergem pe capul de familie, evaluăm, dacă nu revenim, luăm alte soluții până când găsim soluția cea mai bună. Nu știu dacă am răspuns și dacă vreți, puteți da cu pietre în mine. Mulțumim frumos. Cred că mai sunt și alții care au întrebări și poate nu sunt așa de îndrăzneți. Fratele Adi este disponibil, nu ne grăbim să plecăm, să eliberăm sala. Putem să rămânem, fratele Adi este disponibil pentru alte întrebări în timpul care urmează. Dar pentru că sunt unii care probabil nu sunt așa de îndrăzneți, okay, le dăm această posibilitate de a veni personal și a pune întrebări. Vă invit să ne ridicăm, să încheiem acest timp împreună. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i cerem lui binecuvântare peste toate lucrurile acestea. Doamne, Tată bun din ceruri, Dumnezeul nostru, Cel care ne-ai dat viață, Creatorul nostru, îți mulțumim pentru înțelepciunea Ta, pentru măreția Ta, te lăudăm, Doamne, pentru modul în care Tu ne-ai creat. Doamne, te lăudăm pentru că Tu ești Cel care lucrezi la împlinirea planurilor Tale și îți mulțumim că astăzi ne-ai adus aminte încă o dată că suntem parte din planul Tău și din visul Tău pe care Tu l-ai cu ființele umane. Și, Doamne, îți mulțumim că prin Iisus Hristos ne putem apropia de Tine, Doamne, și prin Iisus Hristos ceea ce ne despărțea poate să fie dat la o parte. Și, Doamne Sfânt, am vrea să Te rugăm frumos să lucrezi în mințile și în inimile noastre ale fiecăruia, ca în primul rând să dăm la o parte păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să ne îmbrățișăm cu totul, cu visele noastre, cu speranțele, dorințele noastre, să ne îmbrățișăm, Doamne, de Tine. Fiecare dintre noi te lăudăm și îți mulțumim că ne-ai creat ca și ființe complete. Și, Doamne, pe aceia dintre noi care suntem în familii și care avem alte provocări de altfel, Doamne, Te rugăm frumos să ne dai înțelepciune. Ajută-ne, Doamne, să fim gata să renunțăm la egoismul nostru, la mândria noastră. Îți mulțumim pentru exemplul Domnului Iisus Hristos, pentru modul în care El a renunțat
la voia Lui și planurile și dorințele Lui, pentru a împlini planurile Tale și voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Și ne dorim asta pentru noi, pentru familiile noastre și, Doamne, am vrea ca Tu să fii onorat în mijlocul nostru, în mijlocul familiilor noastre, în mijlocul bisericii Tale, Metanoia, și în orice loc în care copiii Tăi trăiesc, la orice loc de muncă în care suntem fiecare, am vrea să Te rugăm să ne ajut să Te reprezentăm cu cinste. Te rugăm în numele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, primește rugăciunea noastră. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru timpul petrecut împreună, mulțumim familiei Totan, fratelui Adi, pentru mesajul din această dimineață, pentru faptul că au acceptat invitația de a fi alături de noi și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în continuare în slujba care o au, în această datorie de părinți pe care o au și mai ales în perspectiva faptului că se apropie foarte curând de ziua în care băiatul lor probabil va lăsa pe tatăl și pe mamă și se va lipi de o fată, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea înțelepciune. Amin. Duminica viitoare vom avea o sărbătoare, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt, un timp în care îl vom avea împreună cu noi pe fratele păstor Nelu Vătran și așteptăm timpul acesta, această sărbătoare și mai apoi, așa cum ați auzit, ziua de picnic. Până atunci însă, aș vrea să fac un anunț. Știți, Apostolul Pavel, în cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă să avem aceleași simțăminte unii față de alții. Și atunci când cineva trece printr-o întristare, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să simțim, să fim alături, să fim gata să suferim cu cei care trec prin suferință și totodată să fim gata să ne bucurăm cu cei care se bucură. Astăzi familia Todea trece prin suferință și anume tatăl sorei noastre Todea a trecut în veșnicii. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie familia și știm că modul în care Dumnezeu ne mângâie de multe ori este prin frați și surori, nu-i așa? Prin prezența lor. Atunci când trecem prin suferință, Dumnezeu lucrează la mângâierea noastră prin prezența fraților și a surorilor noastre. De seară, priveghiul va fi la Casa Memorială Cookie de pe strada Cocorilor, începând cu ora 19. Haideți să simțim cu cei care trec prin suferință, să fim alături de familia Todea. Mâine, înmormântarea va fi de la cimitirul din Gai, de la ora 13. Probabil de seară vom primi și alte... Probabil de seară vom primi mai multe informații, dar până când ne vom întâlni din nou, fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste noi fiecare. Și tot poporul a spus, mergeți și fiți o binecuvântare. Iar cei care aveți întrebări, îndrăzniți la fratele Adi. Becomes my grave.